La scara întregii țări, temperaturile maxime se vor situa între 3 și 11 grade, iar cele minime între minus 3 și 4 grade. Va fi un sfârșit de noiembrie normal din punct de vedere climatologic, pentru că ultima decadă a lunii noiembrie este caracterizată printr-un regim de precipitații mai scăzut, comparativ cu zilele din această săptămână, a spus directorul executiv al ANM, Elena Mateescu. În sud și sud-est vom avea parte de ploi care de marți se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Din această săptămână, vântul se va intensifica în toată țara, iar la munte vor predomina ninsorile. De la mijlocul săptămânii viitoare, suntem oficial în plină iarnă și asta pentru că temperaturile vor scădea și cu 20 de grade Celsius față de cele de acum.